sigur că va ce pui un galben auriu a simțit într-un târziu că îi stinge cădare pace. A simțit că lumea lui tot mai strântă, nu știu cum se face. Ce-o fi asta, să-i gândi? Cum de m-a ajuns de pasta să te ies într-o mărcică, într-o casă tot mai mică, tot mai strântă? Să nu pot să mă aflu loc, nici pe față, nici pe spate, și să-mi iasă după toate, uite, cine dâng de cioc. Ce vei tu? Vorbesc cu ciocul, eu cu prost. Eu cu ciocul, cam prost. Însă ciocul, ce s-audă? Cade în stânga, bate în dreapta și mi-a târnă ca o bârnă, fără rost. Mi-au ieșit și doi ochi. Ce să fac cu ei aici? Mi-au crescut și arii grele. Ce să fac aici cu ele? Iar sub pântec, la picioare, se făcură niște ghiare lungi, cu vârful încovoiat. Simt că toate în pântec mi-au intrat. Doamne, pentru ce mi-ai dat daruri care-mi sunt povară? Și, lăsat pe partea stângă, a început ușor să plângă puiul pentru întâia oară. Dar deodată în goc, bate cineva de afară, cioc, cioc, cioc. Inima în pui se zbate, se înfioară. Cine? Oare cine bate? Și cum treap, cum freamă ca de vrajă, a bătut și pui în coajă. Uite, sunt ciocălituri solide, se deschide o fereastră. Doamne, ce priveliște măiastră! Apoi uite acum cât loc, unde poate să alerge, să se joace, să se culce. Iar un glas atât de dulce, glas de mamă, Adantino. Iată, îi vorbește. Vino și sări de grabă puiul din bârlogul vieții vechi. O, acum, cât e de bine să ai ochi, să ai urechi. Ce frumoasă e lumina, parcă avea în piept o soarmă. Asta ce-i? Un fir de iarbă. Iar acolo e grădina și, înălțând privirea în soare, puiul suflet de pripas, a bătut din aripioare și a făcut întâi un pas. Iar apoi, după clipită, a zărit-o într-un arbust, o grăunță rumenită, dar bună era gust, iar colea o gâză mică pe un fir de busuioc. Doamne, ciocușorul totuși nu e rău deloc. Dar aici, în noua țară, ce s-ar fi făcut el oare, fără aripi, fără gheare, fără vechea lui povară, din căsuța cea sihastră, bietul pui. Frații mei, povestea lui nu-i decât povestea noastră. Cinste, curăție milă, jertfă, inimă umilă, lacrimi grele, bunătate și suspine după stele bine. Dar acestea toate, ce să faci aici cu ele? Să fii mut ca oaia strungă, cu răbdare îndelungă, să nu fugi după avere, după nume, să iubești pe ceea ce-i gata de a putea să te zugrume? Bine, dar acestea toate, ce să faci cu ele în lume? Când sub soare are preț, numai zâmbetul isteț, numai vorba îndrăzneață, numai pașii rari și grei, numai mâna cu mănușă, care trage la cenușă de la toți, pe turta ei. Da, în viața e o grebuncă, unde toți străbat răscrucea și în calea ta aruncă spini și cioburi fără număr, tu să ții taină crucea și să porți umil pe umăr, suspinând discret, cu minte, sub scuipatul de ocară. O, Părinte, Creatorul îndurat, oare pentru cine-ai dat daruri ce ne sunt povară? Pentru ce? Nu știi? Așteaptă. Vine o clipă, un soroc, când la marginile lumii cineva din cer va bate cioc, cioc, cioc. Și în acest străvechi găoc se va face o fereastră către lumea cea mai astră, apoi, frate, cât va fi de bine să ai pieptul cu suspine, să ai tâmpele cu spini, să ai umerii cu cruce, să ai fața toată plină de-a lacrimilor salbe, căci acestea, toate, toate, se vor face aripi albe și cu mână de rubin și toiag de împărăție care știe lumi să împartă, după cum Ioan ne-a spus când ne va scripi pe frunte numele etern, Iisus. Amin. Amin.